Festivalul Buzău Fest, eveniment dedicat promovării culturii și turismului local, continuă și în acest an, după succesul ediției de debut din 2017. Evenimentul va avea loc în perioada 1-2 iunie și va fi organizat de către Consiliul Județean Buzău, atât în municipiul Buzău, cât și în stațiunea Sărata Monteoru. Festivalul va debuta joi seară, pe 31 mai, la Buzău, unde va avea loc o paradă cu torțe pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, până în Parcul Crâng la Obelisc. Noutate la această paradă, în afară de gărzile care vi le-am enumerat puțin mai devreme, vor participa și militari din garnizoană de la noi din Buzău, de la Divizia 2 Infanterie. Ei vor fi echipați în uniforme militare din timpul primului război mondial. Evenimentul va continua vineri și sâmbătă în stațiunea buzoiană Sărata Monteoru. Acolo vor fi organizate tabere și ateliere antice de prelucrare a osului, standuri ale meșterilor populari, precum și demonstrații și lupte ale gladiatorilor. De asemenea, în cele două zile de sărbătoare vor avea loc și seri de concerte. Vineri seară, pe 1 iunie, vor urca pe scenă Ion Paladi și Orchestra Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Autoritățile s-au gândit și la buzoienii care nu au posibilitatea de a ajunge în stațiune în cele două zile ale festivalului. Consiliul Județean Buzău va pune la dispoziția celor interesați un autobuz etajat care va efectua curse gratuite din Buzău către stațiunea Sărata Monteoru. E vorba de autobuzele decapotabile. Ele vor circula din oră în oră spre stațiunea Sărata Monteoru, tot din zona Parcului Crâng și până în zona bisericii de la Monteoru. A doua ediție a festivalului Buzău Fest se va încheia sâmbătă seara cu un concert al Loredanei Groza și cu un superb foc de artificii. Rămas în brațe cu un fan, pe stradă fără cineva. Eu viața mea jertfesc, copilul să lucrez, și pentru bugetul total alocat organizării acestui eveniment este de 200.000 de lei.